În perioada 15-21 aprilie, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au acționat în cadrul calendarului campaniei SPID al poliților rutiere europene pentru prevenirea numărului de accidente rutiere produse pe fondul nerespectării regimului legal de viteză. Acțiunea polițiștilor a vizat respectarea regimului legal de viteză și reducerea numărului gravității consecințelor accidentelor rutiere înregistrate pe fondul vitezei neadaptate condițiilor de drum și acelei excesive. În cadrul activităților desfășurate au fost folosite echipamente de supraveghere video a traficului rutier și de măsurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor, fiind amplasate inclusiv în sistem cascadă, în special în zonele unde se înregistrează cele mai mari valori de trafic. Verificările specifice au fost realizate cu sprijinul aplicației EDAC, noul sistem de verificare a documentelor operaționalizat în contextul aderării României la Schengen. Se arată în comunicatul emis de IPJ Maramureș. Pe parcursul săptămânii, polițiștii maramureșeni au controlat 841 de vehicule, fiind aplicate 632 de sancțiuni contravenționale. Totodată au fost reținute 57 de permise de conducere, 52 pentru depășirea vitezei cu mai mult de 50 de km la oră, iar 5 pentru depășirea vitezei cu mai mult de 70 de km la oră.